Domnilor Ștefan, care a publicat 5 volume de poezie și câteva sute de articole prin reviste. Horticultor reprimat și acvarist expansionist, pisicofil, adept al periferismului literar. Atras de marginal și luptări de când mă știu. Ei au fost magiștrii mei. Prăpăstios când ți-e lumea mai dragă, nu merge tocmai rău. Despre 2015 zic doar atât. Dracu să-l pierdene. Bine ați venit, prieteni, la Ce mai fac scriitorule. Bine ați venit, Ștefan, în Timișoara. Ce mai zici? Ce am mai făcut de la Student Fest de anul trecut, de când ne-am văzut? De atunci am mai făcut, de fapt. Ușoară amuzantă. Am fost unul de-al lor. Gândit că Tudor sunt o mare al lui Sorin Tipel. Asta nu ne-am văzut, da? Nu ne-am văzut. Iată, am publicat volumașul ăsta. În cel mai bun. Am zis cu vorba preferată a lui Taică, dracu să-l pierd. Chiar așa, de ce? De ce dracu să-l pierd? A fost ca un joker. 2015, cu schimbări pe toate planurile. Și lovituri în flex și gâdilături în felbi. Wow. Exasperant, dar și foarte plăcut. În alte privințe. Posesiv. N-aș vrea să vă repet. Să rămân acolo, până în stradă. Bucuros că este așa, un fel de în vortexul propriei mele vieți, sunt câinele vieții mele, cum zice Gheorghe Iova, am reușit să și scriu aproape toată cartea din scrisă în 2015. Și am reușit să o și public, așa, lucrând la foc automat, trei, eu, editorul și tehnoredactorul graficianul acolo. De abia aștept să întreb despre tehnoredactor, cum am povestit un pic înainte, dar o lăsăm pe mai încolo, când ajungem la cealaltă. Păstrăm pe ce. Hai să ne reîntoarcem la debut, Asta s-a întâmplat de mult, în 2003. Ai publicat volumul Amazon la editura Tectonic, o editură în vogă atunci. O editură, atunci, în vogă, pe val, hai să zicem așa. Pentru partea ei de manuale sau volumea despre jurnalism și ficțiune, science fiction. Ceva ce... Da. Făcuseră o sucursală în Cluj și cel care răspundea de ea, devenit ulterior celebru ca activist pro-Roșia Montană, Mihai Gociu, ia, nu știu, și poezia atunci. Era rușine să publice un singur titlu de poezie, dar lui. Și pentru că pe vremea aia trăgeam niște chefuri frenetice în apartamentul lui Gociu, hai să scoată amândoi cărți și poate să iasă o colecție de poezie la scriitor. Mai ieși. Am avut norocul să debutez după ce un an de zile manuscrisul de la Amazon și alte poeme stătuse prin sertarele lui Alexandru Mușina, care mă tot lăuda în public pe e-mail. Pe urmă am aflat că ar fi stat mult și bine, pentru că cel care mă recomandase lui Mușina, Mihai Vaculovski, devenise dușman de moarte. Asta speculați. Prin urmare, am debutat la o editură specializată în ficțiune polițistă, cu volum de poezie, titulat Amazon și alte poeme. Și cum îți privești volumul de debut acum? Că sunt mulți care zic, hai de capul meu, nu știu, nu mai au de el. Îl reneagă, practic, mulți autori, volumul de debut. Poate pentru că l-am gestat suficient. L-am rescris de câteva ori numai în palmul de a stat în sertarele editurii Aula.
mă bucură la orice redeschidere. N-am așa la răbdare să recitesc. Dau peste versuri, peste poeme, peste, nu știu, anumite viziuni care păstrează intacte în fața mea, fața unei străine figuri, stranietatea, forța. Sunt bucuros că l-am scris și cred că l-am scris la timpul potrivit. Chiar așa, când știi că o carte e gata, când spui gata, nu mă opresc, o public. Niciodată și n-am starea asta, n-am cunoscut-o la niciuna din cele 5 cărți publicate de mine. Dacă s-ar face o ediție a doua, până acum am făcut doar Amazon, aș scoate poema și introduce eventual altele, modific versurile, nu văd nimic finalizat. Nu-mi place ideea asta de poem statuie. Nu-i pe gustul meu. Nu, de asta nu-mi plac nici muzee. Prefer să cresc pești de-n bani și să dau pe ei banii cu care mi-aș umple un perete de lucrări de artă. Tu în 96 ai ajuns în Cluj? Ai ajuns în Cluj. În 96? În 96. 96. Student la Litere. Și ai fost imediat cooptat la Echinox, o revistă de tot. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Că ai fost student în anul 3. Eram foarte tupăit și foarte timid în același timp. Păi de asta vrusesem să ajung la Litere în Cluj, pentru că știam un pic din istoria sectorului, să zicem, Echinox, la Facultății de Litere. Și groaznic mi s-a părut atunci când am ajuns la Litere și la o lună sau două după la Echinox, nu mai exista acolo un cult al poeziei. Dimpotrivă, filtrele, creierele pure și mătăsoase ale Echinoxului, Ștefan Borbe și Corin Braga încercau să transforme toți redactorii sau pe toți studenții care vreau să publice acolo într-un soi de rombocaș comparatiști. Dacă mergeai să spune că am și eu un poem, hai de lasă poemele trecut, așa, romanticii, haiducii, Adrian Popescu, Ion Mircea, Dinu Flămân. Cum vrem să arătăm studenții au cultură serioasă, de față. Urmare, eu și prietenul meu, cel mai bun de atunci, el era deja în anul 2, Rareș Moldovan, am fost cooptați în redacție, dar nu eram prevăzut prin redacție. Și am reinventat cenacul de Echinox, care a funcționat cât a funcționat și studenția noastră, s-a vrut pas. Cumva a funcționat în trei, pentru că eram eu, Rareș Moldovan și Sandu Baculovski, care încerca de ani de zile să termină anul întâi. A meritat să aștepte, pentru că ne-am întâlnit în noi. La ceva în distanță, ai pus umărul la un nou club de carte, sau la un club de carte, care între timp a devenit cunoscut în toată țara, nepotul lui Toro. Întrebarea mea ar fi, cum reușiți să faceți din oamenii aia care vin acolo și care au diverse pregătiri, cum îi faceți să vorbească? Pentru că nu e așa ușor să vorbești despre literatură, mai ales în condițiile în care autorii care citesc textele sunt prezenți. Și publicul se transformă, oamenii din public se transformă practic în critici pentru câteva ore. Cum ați reușit lucrul ăsta? Că nu e atât de ușor. De prin 2013, când am intrat în redacția, am avut ideea asta unui club de lectură.
unde să se taie în carne vie. Tot Clujul literar mi se părea până atunci extrem de ceremonios, și acum atins de propria lui narcoză, a propria lui apoteoză. Fiecare poet era cel mai mare din țară pentru celălalt care știe că era cel mai mare. Și cumva eram stârnit, simțiseră în gustul sângelui, nu ne convenea nimic. Mm-hmm. Și fiind o bandă omogenă cu aspectul vârstei, studiilor, a fost ușor la început. Două promoții ale filologiei clujene. S-a născut clubul ăsta de lectură. În perioada am alternat titulatura nepotului Toro, pentru că pianul Santai, celălalt părinte fondator al mișcării, zicea, hai să ne punem și un nume, vine luna mai ușor, lume uiță, sunt 1000 de cluburi de lectură în lumea asta. Și am întâlnit Tamor la vremea respectivă. Am întâlnit rocker, anarhiști, tendenții. Și am ales nepotul. Și a funcționat. Și de fiecare dată când vine un June Bavarescu, n-a suprez student Bobos, am întâlnit viitoare, cred, înainte de a ajunge pe holurile facultății, ajunge în insomnia, să ia puls. Chestia care mă bucură. Și ea se întâmplă la fel. Și totuși, tristețea mea e că sunt prea mulți poeți și prea puțin pozatori. Cum ajungi la Lucia Șizacaia scrie tot poeții și prozi. Cum ajunge audiența Lucia să taie în carne vie în prezența autorului? După ce au existat niște îngeri exterminatori, Rareș însuși, Mihai Mateiu, Stelian Müller, Andrei Doboș, a fost cumva firesc. Am observat că dacă îi dai așa convingător microfonul, oricui se transformă într-o bestie. Ar trebui să avem un microfon. Oricât de bun ar fi textul citit într-o seară acolo, scobește în creier orice lucrător, ceva de rău de spus despre. Și autorii cum reacționează? Am văzut oameni, de exemplu, cu lacrimi în ochi. Sunt altcineva care vrea să sară la bătaie. Pe de altă parte am și surpriză plăcută. Bogdan Viu mi-a mărturisit că n-a fost așa desfințat de când era student. S-a simțit formidabil că, uite, în scenacul lui Nichi nu era așa abator cum i-a fost. Slaughterhouse, cum i-a zis, pe la scurtul.